Articole de Sergiu Alexandru, publicat miercuri, 03 august 2022, ora 16:42, actualizat miercuri, 03 august 2022, ora 17:04. FC U Craiova a emis o declarație care a anunțat că există posibilitatea ca meciul cu rivalul CSU Craiova să nu fie difuzat prin televiziune. FC U Craiova, Universitatea CS Craiova este programată duminică, 7 august, începând cu ora 21:30. Meciul va fi un live text la GSP, roșii va fi transmis de Prima Sport, Orange Sport și Digisport. Trupa sponsorizată de Adrian Mititelu a anunțat astăzi că meciul cu rivalii din oraș ar putea să nu fie difuzat televiziune. Având în vedere situația contractului privind atribuirea drepturilor TV de către LPF, posibilitatea meciului duminică, 7 august, începând cu ora 21:30, între clubul de fotbal din 1948 și universitățile CSU a scăzut. Prin urmare, toți cei interesați să urmărească acest meci sunt rugați să cumpere un bilet. Decizia finală va fi luată în curând. FC U Craiova care este comunicată. Antrenor editorial cu Paznic. Adrian Mititelu, banii de la drepturile TV care nu sunt plătite. Contactat de Gazeta Sports, Adrian Mititelu a explicat că anunțul a fost legat de situația despre drepturile TV. Proprietarul FC U Craiova susține că EAD, titular pentru drepturile TV, nu plătește ultima tranșă, așa că oamenii olteni vor să iau poziție, așa cum se întâmplă la sfârșitul meciului cu FCSB, când niciun reprezentant al echipei nu a dat o declarație la sfârșitul meciului. Am înțeles că contractul despre dreptul TV nu mai este valabil. Banii nu sunt plătiți. Acesta ar putea fi modul în care vor reacționa toate cluburile. Eu sunt doar primul. Banii nu au fost plătiți. Acest lucru nu este plătit, ceea ce este determinat. Termenul a fost depășit. Toți cei care sunt fotbal doresc, dar clubul nu a spus nimic pentru că încearcă să mențină gunoiul sub preț. Vreau să sun alarma după meci cu FCSB. Liga este într-adevăr depășită. A sosit un singur atașament la titularul drepturilor TV. Suntem în pericol de un fotbal român faliment. Încă nu am probleme, dar există 4-5 cluburi care l-au. Sunt încă întârziați. 7 iulie, 15 iulie. Aceasta este o întârziere de o lună și jumătate, a spus Adrian Mititelu pentru Foaia Sportivă. Nu am comentat declarația lui Adrian Mititelu, este reacția lui Orlando Nicoara, directorul EAD. De asemenea, GSP a încercat să contacteze reprezentanții PF, dar nu a primit niciun răspuns până la publicarea articolului. Echipa de scenă video. Calitatea Adrian este un antrenor rotund. Caișosit se ține rap-ul de mai sus, Deac și de Beljuh ajută CFR. Citesc Tesi. Adrian Mititelu reacționează.